Dante, președintele locale. Mulțumim că ați onorat invitația noastră și împreună vom parcurge proiectele ședinței ordinare a lunii martie. Aveți în față proiectul de zi, documentele, avem și o hotărâre de consiliu și un eveniment atipic, dar care sper să deschidă o serie foarte lungă. Vom discuta la momentul potrivit. Deocamdată, ca de obicei, să începem cu intonarea nominației. Ordinare, cum spuneam, avem un pachet de proiecte care au fost transmise în termenul legal. Ne-am străduit să avem doar un asemenea set de proiecte. Nu au apărut foarte multe ca suplimentare, dar o să vă rog să acceptați și completarea listei cu aceste 7 proiecte. Sunt și două rapoarte care nu se supun votului, dar care sunt prezentate, discutăm la momentul potrivit. Supun la vot suplimentare ordin de zi, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Și conform procedurii, supun la vot ordinea de zi în integralitate. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult. Doamna secretar. Referitor la forum, sunt prezenți toți membrii Consiliului Județean Giurgiu. Vă supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 martie. Cine este pentru? Mă ține împotrivă, vă mulțumesc. Profit de ocazie și anunț că domnul Corozel Lucia nu va participa la vot, nu va fi luat în calcul la forumul necesar adoptării proiectului de hotărâre numărul 97 în trecutea numitele patrimoniale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar. Intrăm, ca să spunem așa, în pâine cu un proiect inedit și foarte important. Proiect de hotărâre numărul 55. Acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Giurgiu domnului Constantin Emil Păunescu. Comisia pentru Buget, Comisia pentru Educație, avize favorabile, previzibil. Doar câteva cuvinte și vă rog de asemenea dacă doriți să subliniați momentul. Aveam posibilitatea și aveam în intenție din cursul acestui mandat să demarăm o asemenea suită, pleiadă de evidențiere a unor oameni importanți din județul Giurgiu. Din vari motive am tot trenat, dar nu puteam să încheiem acest mandat fără să începem prezentarea într-o serie pe care ne dorim foarte, foarte lungă, interminabilă, dacă s-ar putea, a unor giurgiuveni care trebuie cunoscuți și care merită, din toate punctele de vedere, să fie cunoscuți. Impresia mea este că încet, încet, în ciuda eforturilor pe care cei mai mulți dintre noi le facem, parcă câștigă teren ipocrizia, egoismul, răutatea, minciuna și multe alte trăsături de caracter care există în fiecare dintre noi, probabil în cantități, ne dorim cât se poate de mici, dar care trebuie descurajate și care ar trebui să nu fie sub nicio formă considerate soluții de viață pentru tânăra generație. Una dintre modalitățile prin care putem să combatem asemenea situații, una dintre modalitățile prin care putem să demonstrăm că binele și valoarea învinge întotdeauna, este să prezentăm oameni care au realizat multe pentru acest județ și poate n-au fost apreciați îndeajuns. Este curios că
mai ales de când a apărut această comunicare și interacțiune în online, parcă contează mai mult volumul vocii decât valoarea argumentelor, parcă contează mai mult tupeul decât bunul simț și aș putea continua cu asemenea comparații. Nu asta este soluția, nu asta este viitorul pe care ne-l dorim pentru noi și mai ales pentru copiii noștri. Așadar, este o onoare pentru mine să fac eu această propunere pentru o listă care, repet, mi-aș dori foarte mult să continue foarte mult timp și să acordăm acest titlu de cetățean de onoare domnului Constantin Emil Păunescu. Despre activitatea domniei sale o loc pe colega mea, doamna Elisaveta Mihacea, să spună câteva cuvinte din materialul pe care l-am pregătit. Domnule președinte, dragi colegi, stimată presă, mulțumesc frumos! Avem la mapă un curriculum vitae al domnului Păunescu Constantin Emil, născut în 16 ianuarie 1950, provine dintr-o familie de intelectuali, tatăl dumnealui avocat și mama profesoară maestră. S-a născut în Giurgiu și a absolvit liceul numărul 2, astăzi celebrul Tudor Vianu, și facultatea de istorie din București în 1972. Numeroase stagii de perfecționare la București și la Iași și a căutat să cunoască pe cont propriu peste 90% dintre muzeele și monumentele României, precum și unele din Bulgaria și cel mai interesant din vestul Statelor Unite Americii. A făcut achiziții valoroase ca muzeograf, obținut transferuri și donații foarte importante, peste 40.000 de piese, estimate la aproximativ 500.000 de euro. A realizat sute de expoziții și evenimente culturale specifice. Peste 350 de comunicări științifice susținute la congresele naționale ale istoricilor și geografilor români și sesiunile naționale Valori Bibliofile. În județul Giurgiu a înființat și a condus publicații de specialitate Clio Buletinul și Aldebaran și peste 10 ani de zile a fost redactor șef și fondator din 1996 al cunoscutei reviste de cultură Sud de la Bolintin Vale. A valorificat patrimoniul istoric al comunei Călugăreni și a primit titlul de cetățean de onoare și fiu de fală al acelei comunități. Eu aș vrea să-l rog pe domnul Păunescu astăzi să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, și îl felicit pentru pe această ocazie. Rămâneți așezat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, sunt onorat să vă vorbesc astăzi, nu atât despre persoana mea, în general cei care mă cunosc știu că nu am umblat după onoruri, dar sunt pe linie paternă de trei generații giurgiuvean, pe linie maternă sunt vlășcean, am și încercat după 90 alături de alții. Haide, continuați așa, nu știu. Alături de alții istorici locali să ridicăm problema refacerii județului istoric Blașca, care rămâne o sarcină de viitor pentru administrația giurgiuveană. Oricum, este bine să vă spun câteva cuvinte despre situația hilară în care m-am aflat la începutul carierei, când, după ce mi-am executat stagiul în județul Olt, transferându-mă la Giurgiu, momit, tentat de faptul că urma să se facă în orașul nostru Muzeul Lupte pentru Independență, cărui tematică era de factură națională, m-am trezit nu într-un oraș residență de județ, ci într-o secție a unui muzeu județean Ilfov, care avea sediu în piața Lahovarii,
cosmonauților, îi zicea în regimul trecut, în buricul Bucureștiului. Și acel ciudat județ Ilfov, cu 128 de localități, Giurgiu era marginalizat, era între orașele acelui județ a patra oară la Căruță și numai politica egalitară a regimului comunist a impus la un moment dat o rectificare la greșeala reformei administrative din 1968. Numai că, așa cum toată lumea știe, faptul că în 1981 s-a făcut județul Giurgiu s-a făcut târziu, când societatea Republicii Socialiste România era în declin și investițiile au fost puține și mai slabe decât în alte părți și decalajul față de județele, nu cele de tradiție cu orașe mari, cu centre universitare, ci astea din câmpia Dunării, din stânga și din dreapta noastră, nu este rezolvat nici până în ziua de astăzi. Am profitat însă de faptul că tematica aceea care fusese impusă de la centru nu era de istorie locală. Și am adus aici la Giurgiu patrimoniu, am adus obiecte unice în țară, am adus specialiști. A fost o perioadă benefică care a durat undeva până la nivelul anului 2000. După aceea, încet, încet, muzeul care în mod normal trebuia să fie între instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean primul, a ajuns la ora asta să fie ultimul. Nu fac vreun reproș, nu este cineva anume de vină, eu nu fac politică partizană, nu obișnuiesc atacuri la persoană, mă rog, când sunt călcat pe bătături, mai reacționez, dar genul meu este acela de a dialoga, cred în democrație, cred în valorile. A folosit domnul președinte un termen care, din păcate, ar trebui să ne stea tuturor în atenție, bunul simț, și ca atare nu vreau să lungesc alocuțiunea mea, o să vă spun că atât timp cât bunul Dumnezeu îmi va mai da sănătate, voi continua să fac ceva pentru cunoașterea județului acolo unde mă pricep în plan spiritual, pe întinsul țării și dincolo de hotarele ei. Este important de știut că, spre deosebire de alții, chiar dacă sunt exigent cu mine însumi, am mai scris câte ceva, deci nu mai vorbesc. În perioada 2018-2019 mi s-au publicat 5 cărți, a intervenit, din păcate, pandemia și, din păcate, pentru toată lumea și pentru țară, dar pentru mine a fost o ocazie, nu m-aș fi apucat niciodată dacă nu aș fi fost obligat să stau în casă, să-mi scriu într-un fel povestea vieții. Deci asta este scrisă, se numește Fals tratat de muzeologie. Prin bunăvoința intelectualilor de la Bolintin Vale a fost editată în două volume, în 2021 și 2022. A fost lansată la Muzeul Național de Istoria României în prezența unui auditoriu select și pot să vă spun, fără falsă modestie, că este unicat în România. Mai sunt câțiva muzeografii sau poștmuzeografii capabili să scrie așa ceva,
din diferite motive nu au făcut-o sau nu o fac. În orice caz, deocamdată, eu am predat o lecție Breslei noastre. Și sunt mândru de asta. Înaintea dumneavoastră, Consiliul Local Municipal m-a făcut cetățean de onoare al orașului natal, dar am trăit ca mulți dintre noi și dezamăgiri și deziluzii și nedreptăți de-a lungul unei jumătăți de secol de activitate practică și spuneam, chiar dacă nu am umblat după onoruri, o recunoaștere fie și mai târzie, pentru ea vă mulțumesc și mă iertați, sunt emoționat de gestul dumneavoastră. Da, mulțumim și noi, domnule. Unul dintre argumentele pentru care am făcut această nominalizare a fost exact faptul că ați activat, practic, o viață în Muzeul Județean Teohari Artunescu, practic, Palatul Comorilor Tăcute și sunteți perfect pentru acea clădire cu toate bogățiile inestimabile, exact prin modestia și discreția de care ați dat dovadă întreaga viață. Dar, sunt și o formă, stimați colegi, n-aș vrea să se înțeleagă cumva că am vreo intenție de a asuma paternitatea acestor propuneri pentru toată lista pe care, spuneam, mi-aș dori să o aprobăm de fiecare dată și să fie cât mai lungă în viitor. Așadar, chiar aș vrea înainte să dau o citire tuturor elementelor din proiectul de hotărâre și să finalizăm prin vot, să discutăm despre modul în care vom putea continua această serie de evenimente care, dați dreptate, sunt convins, sunt necesare pentru comunitatea noastră, dar trebuie întotdeauna să aibă și acea doză de obiectivitate care să elimine din start orice fel de comentarii nedorite. Dacă aveți cumva propuneri cum putem continua, o să rugăm presa să transmită giugiuvenilor și să ne ajute să promovăm aceste activități, dar mai important este că vom primi propuneri din orice colț al județului, de la orice giurgiuvean, cu argumente, evident, dar și în acest caz este nevoie de un filtru la nivelul consiliului care să stabilească care sunt persoanele cele mai îndreptățite dintre cele multe care sigur au merite în reprezentarea județului Giurgiu și mai important decât atât care trebuie să fie prioritizarea acestor nume într-o listă ulterioară, dar fiindcă mi se pare rezonabil ca la fiecare ședință, la sfârșit de lună, să fie aprobat un cetățean de onoare al județului Giurgiu. Dacă sunt opinii sau propuneri pentru acest mod de organizare, vă rog. Vă rog, domn Gabriel. E cineva care are un instrument de perturbare a ședințelor? Nu s-a mai întâmplat până acum. Vă rog. Domn președinte, în primul rând, permiteți-mi să vă felicit că astăzi primul cetățean de onoare al județului Giurgiu este un profesor, Păunescu, o personalitate, un om sensibil, un om de cultură, unul dintre cei mai buni muzeografi care are România. Domnule profesor, vă felicit în numele consilierilor județeni și Dumnezeu să vă dea sănătate. Neapărat. Da, cea care este cea mai bună dintre toate. Aș veni cu o propunere ca din această comisie pentru a selecta viitorii cetățeni de onoare a județului Giurgiu să facă parte președinții celor 5 comisii. Eu așa, poate, eu știu, altă propunere mai bună ca mea. Da, putem lua în considerare. E o idee bună. Asta urmează să poate stabilim un regulament și o să supunem aprobării într-o ședință ulterioară, dar este de reținut și e cumva argumentată propunerea dumneavoastră. Mulțumesc mult! Dacă mai sunt alte intervenții, alte propuneri sau comentarii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog? Nu? Atunci dați-mi voie să citesc totuși pentru importanța momentului. Se aprobă acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Giurgiu domnului Constantin Emil Păunescu pentru întreaga carieră și munca depusă în slujba Muzeului Județean Teohari Antonescu și pentru prestigiul adus județului Giurgiu la nivel național. Se aprobă acordarea domnului Constantin Emil Păunescu a unui sume de bani în cuantum de 5.000 de lei.
Domnul Constantin Emil Păunescu, ca cetățean de onoare al județului Giurgiu, va beneficia de următoarele drepturi specifice. Dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consiliului Județean, sunteți invitat de câte ori aveți dorința, fără să existe vreo procedură prealabilă. Dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate, dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Județean Giurgiu sau în care acesta este coorganizator și, în ultimul rând, dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean. Supun aprobării proiectul de hotărâre. Vă rog, cine este pentru? Previzibil. Mulțumesc mult. Împotrivă, abține, nu e ca să mai întreb. Domnul profesor, dați-mi voie să vă ofer în numele tuturor colegilor și colegelor o plachetă cu numele dumneavoastră, evident, și care sunt convins că stă bine între multe celelalte premii pe care le-ați primit de-a lungul vieții și o diplomă. Și deschidem și acest nou, da? Luați loc, rău. Acest nou obicei de a scrie în cartea de onoare, sunteți primul și nu e deloc întâmplător acest lucru, dacă doriți să scrieți câteva cuvinte. Cred că am dat cumva un semnal pentru a confirma faptul că județul Giurgiu are foarte mulți oameni valoroși în rândul comunității noastre. Este foarte important să ne ajutați dumneavoastră și mă adresez întregii comunități, să putem avea în continuare un număr cât mai mare de asemenea persoane aduse în fața comunității, cunoscute. Tot ceea ce a realizat dumnealor probabil este știut bine de apropiați de oameni care activează în același domeniu de activitate. Dar giurgiuvenii, prin prisma preocupărilor cotidiene, a greutăților, să nu ascundem acest lucru care ne confruntăm fiecare dintre noi în fiecare zi, poate n-au ocazia să obțină aceste informații sau mai important să le rețină atunci când întâmplător intră în contact cu ele. Este unul dintre atributele Consiliului Județean, dar este, cred, și o obligația noastră. Sunt în județul ăsta oameni mult mai importante decât fiecare dintre noi, care și-au demonstrat valoarea și care au avut un aport foarte important la dezvoltarea acestui județ. Nimic nu se termină astăzi și nimic nu se încheie în acest an. Este, spuneam, obligatoriu să ajutăm giurgiuvenii să-i cunoască și să-i considere modele de urmat, în special tânăra generație atât de bulversată de modelele prezentate în online, care multe dintre ele sunt doar chipuri artificiale și prea puține calități reale. Genul acesta de oameni, cred eu, că fac cinste oricărei mese, oricărei întâlniri. Îi mulțumim domnului Păunescu că a acceptat să primească această distincție. Și încă o dată mulțumim anticipat tuturor celor care ne vor ajuta să continuăm această serie de prezentare și de acordarea titlului cetățean de onoare giurgiuvenilor care merită și care vor avea ocazia la rândul lor să spună giurgiuvenilor ce au realizat și pentru ce anume pot considera că se poate face mai mult în viitor. Aveți o pagină întreagă, domnul Păunescu, nu vă grăbiți, scrieți chiar atât cât multe, credeți, da, chiar mai multe, nu avem o limită, procedură și o limită stabilită. Va trebui să ne ajutați, da, la următoarea ședință să avem neapărat o procedură pentru a putea da un cadru riguros acestui demers. Da? Putem să continuăm ședința de Consiliu, nu-l zorim pe domnul profesor. Stați cât doriți cu noi. Asta spune printre drepturile pe care le aveți în proiectul de hotărâre. Trecem mai departe, cum spuneam, punctul numărul 52. Trecerea din domeniul public al județului Giurgiu în domeniul privat al județului Giurgiu a construcțiilor C1 C6 aferente imobilului înscris în cartea funcțională 36195 a Comunei Frătești. Este vorba despre câteva terenuri care compun Direcția Județeană, poftim? Da, Direcția Județeană de Transport. Am găsit acolo un talmeș-balmeș în ce privește numărul suprafețelor și proprietarii. Am avut inclusiv o solicitare la Ministerul Agriculturii și am preluat unul sau mai multe terenuri de acolo. Cred că prin acest demers finalizăm, nu? Tot acest parcurs foarte laborios și greoi.
Ideal ar fi ca în anii următori să fie construit acolo și un sediu al direcției, acolo unde există deja garajul și toată logistica instituției, cu atât mai mult cu cât acum direcția ocupă un etaj, cred, în clădirea de vis-a-vis de gară, unde sunt prea multe instituții pentru suprafața de acolo și mai ales pentru parcarea de acolo, inclusiv serviciul de ambulanță. Sperăm să vină vremuri mai bune. Deocamdată vă supun atenției și votului acest proiect de hotărâre, Comisia pentru Investiții și Comisia Juridică avize favorabile. Dacă sunt intervenții, vă rog, spune aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre numărul 53. Darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a unui spațiu în suprafață de 110,94 m pătrați, situat în incinta imobilului Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești. Comisia pentru Buget, Comisia pentru Investiții, Comisia Juridică avize favorabile. Este vorba despre centrul TBC, care aparține Spitalului Județean, dar se află localizat în incinta Centrului Medico-Social de la Mogoșești. A avut, dacă nu greșesc, 15 ani drept de administrare. Noi doar prin această hotărâre prelungim dreptul de administrare pentru o perioadă egală, astfel încât activitatea de acolo să se continue în aceleași condiții. Discuții, vă rog. Spune aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării capitolul 27 din anexa 10 privind aprobarea statutului județului Giurgiu în sensul includerii în domeniul public al județului Giurgiu a noi construcții baze tehnico-materiale pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență și darea în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. Este vorba despre noua clădire și dotările aferente care au fost finalizate recent pe programul transfrontalier Interreg 6. Din păcate, de la primul exercițiu bugetar european până în prezent, posibilitățile noastre în cadrul acestui proiect transfrontalier s-au redus semnificativ. Sumele alocate au scăzut de la exercițiu la exercițiu. Am reușit foarte multe între 2007-2013. Acum, în acest mandat, finalizăm această clădire, garajul și acel sistem, acea instalație pentru antrenament care au fost câștigate pe un proiect în exercițiu anterior. Din păcate, spuneam, pe exercițiul care începe acum, posibilitățile sunt mult mai reduse și nu avem niciun fel de variantă de a scrie un proiect de mare dimensiune care să ajute în continuare Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cu atât mai mult cu cât autospecialele pe care le-am luat în 2010-2011 deja au un grad de uzură destul de mare, ar fi nevoie de altele. Rămâne responsabilitatea Guvernului să găsească soluții pentru a aduce dotări noi de top pentru un serviciu atât de important. Dacă sunt intervenții, vă rog. Comisia pentru Buget, Comisia pentru Juridică avize favorabile. Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Țineri? Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre numărul 57, alocarea sumei de 15.000 de lei pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a șahului. Giurgiuveanul nostru, Hannibal Georgescu, nu mai poate să primească titulatura de cetățean de onoare, deși ar fi meritat-o din toate punctele de vedere, dar îi dedicăm acest concurs de șah. Ar fi trebuit să-l avem organizat în decembrie anul trecut, ca și perioadă prestabilită, dar din cauza hotărârii de guvern care a interzis orice fel de cheltuieli din această categorie, vom avea două ediții în acest an. Aceasta în primăvară și, în mod normal, ar trebui să mai continue cu cea de-a doua în decembrie, luna de referință. Comisia pentru Buget și Comisia pentru Educație avize favorabile. Dacă vrea cineva să se înscrie la concursul de șah, nu? Alte comentarii, vă rog? Doamna Cărbunaru a zis, că mâna, vă înscriu la concurs? Nu, cred că mai știu așa bine să joc. E loc pentru toată lumea. Mă scriu la tablă, dacă vreți.
Spune aprobării proiectului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abține? Mulțumim mult. Punctul 7. Proiect de hotărâre numărul 58. Încheierea unui acord de parteneriat pentru dezvoltare locală între Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și Județul Giurgiu. Vorbim despre un proiect pentru promovarea educației sub toate formele. Colaborăm cu o asociație reprezentativă și le mulțumim că s-au oprit la Giurgiu pentru a dezvolta o agendă destul de bogată în activități. La rândul nostru, credem că educația a fost, rămâne în continuare o prioritate. Avem proiecte foarte consistente în acest domeniu, câștigate. Dotări în școli, cred că 35 de milioane, undeva pe acolo este bugetul. Microbuze electrice, tot peste 30 de milioane de lei. Campusul profesional dual, încă ne străduim să recuperăm întârzierile generate. Aproape sigur vom obține finanțare pentru un centru de excelență. Urmează să fie depus în perioada următoare proiectul pe programul regional. Și nu în ultimul rând, suntem în curs de negociere, de organizare, dacă vreți, a unei asocieri cu Comuna Oenacu pentru dezvoltarea unui liceu sportiv în localitatea Oenacu, lângă sala de sport modernă și de mari dimensiuni pe care o au dumnealor în construcție cu finanțare pe CNI. Vom reveni cu un proiect de hotărâre pe acest subiect într-o perioadă următoare. Așadar, aportul nostru pentru dezvoltarea educației cred că este demonstrat. Întotdeauna se poate și mai mult dacă sunt propuneri sau dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră pe acest subiect, ar fi de mare folos și apreciative și critice. Comisia pentru buget, Comisia pentru educație, Comisia juridică avize favorabilă. Dacă nu sunt intervenții, spun aprobării proiectul. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre numărul 69, încheierea unui acord de parteneriat între Palatul Copiilor Giurgiu și Județul Giurgiu prin Consiliul Județean, în vederea implementării activităților de prevenire a consumului de droguri, respectiv a concursului județean de educație civică, detașamentul meu antidrog. O altă tematică de data aceasta tristă. Drogurile sunt o mare, mare, dacă nu cea mai mare problemă a tinerei generații și încercăm să ne aliniem listei foarte mari de instituții și persoane juridice care sunt implicate în această luptă. Avem un acord și vom finanța achiziționarea unui număr de teste, a unor echipamente pentru copiii care sunt dispuși să se implice în a-și convinge colegii să nu facă niciun fel de să nu aibă niciun fel de contact cu drogurile și mulțumim fără niciun fel de reținere Palatului Copiilor pentru posibilitatea de a lucra împreună în cadrul acestui proiect. Comisia pentru buget, Comisia pentru educație, Comisia juridică avize favorabil. Dacă sunt intervenții, spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Ați terminat? Eu sunt subțin. Da? Vreți să mai rămâneți cu noi până terminăm sau vreți să vă retrageți? Mai durează 20 de minute. Vă rog, da. Mai durează 20 de minute maxim. Vă rog să vă savurați cafeaua. Punctul 9. Proiect de hotărâre numărul 70, modificarea anexei numărul 9 și anexei numărul 10 la hotărârea Consiliului Județean 372, privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul Județean și instituțiile subordonate în anul 2024. Nu comentăm. Eventual aș putea spune că sunt prea mici față de nevoile noastre, dar poate sunt prea mari pentru cei care trebuie să le plătească. Oricum, sunt taxe stabilite în baza unor valori pe care le-am primit de la instituții mai importante decât Consiliul Județean. Comisia pentru buget, Comisia juridică, avize favorabile. Discuții, vă rog. Spune aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 10, obișnuitul proiect de hotărâre de la ședințele ordinare, acordarea unor sprijine financiare, Comisia pentru buget, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. Doamna președinte, Ingeaua este în sală? Este în coridor.
în concediu. Noroc cu dumneavoastră. Dacă sunt discuții, dacă sunt observații, dacă sunt reproșuri pe marginea modului în care au fost repartizate sumele respective, fac ca de fiecare dată precizarea că așteptăm orice fel de informații pe acest subiect și vă promitem că vom ține cont de ele. Supun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Domnul doctor, dumneavoastră, ne ajutați să monitorizăm partea asta de acordarea ajutoarelor în continuare, da? Nu știu dacă s-a rezolvat ceva. Vă rog, vă rog. Da, s-a rezolvat, da. Propunerea dumneavoastră, da. Propunere de... Da, da. Situații de mai grave. Da, da, s-a rezolvat. Da? S-a modificat procedura, da. Oricând, domn doctor. Punctul 11. Proiect de hotărâre numărul 77. Completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 325 privind trecerea în domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu. Este vorba despre un teren nu mare, situat lângă Inspectoratul de Stat, nu, lângă ISU. Noi am reușit să construim acel sediu pentru o situație de urgență în 2011-2012. Atunci ne-am chinuit să găsim terenul potrivit pentru o clădire pe plus 4 și, într-adevăr, prin comparație, suprafața alocată pentru parcarea instituției a fost din start insuficientă. Prin amabilitatea colegilor de la primărie ne-a fost pus la dispoziție un teren care ar trebui să facă obiectul unui proiect și a obținerii finanțării pentru amenajarea unei parcări mulțumitoare. Acesta este obiectul acestui proiect de hotărâre. Dacă sunt comentarii, vă rog, spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre numărul 83, încheierea acordului de colaborare între județul Giurgiu prin Consiliul Județean, Teatrul Tudor Vianu și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, sucursala Giurgiu, Comisia pentru Buget, Comisia pentru Educație, Comisia Juridică avize favorabile. O colaborare foarte interesantă pe care avem cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Un concurs, o competiție, cum vrem să-i spunem, pentru desemnarea celor mai interesante idei de afaceri. O competiție la care participă tinere de la liceele din județul Giurgiu. Vă vom pune din timp Vă vom prezenta din timp datele și calendarul acestui eveniment, dar până una alta trebuie să apreciez genul acesta de activități. Probabil că n-am făcut destul în a le deschide cumva și apetitul, dar și dorința tinerilor din județul Giurgiu către mediul privat direct de la terminarea liceului sau a unei facultăți. Dat fiind că nu de puține ori, mai ales în această epocă a globalizării, au existat și vor exista în permanență tineri care din start explodează cu ghilimele de rigoare ca și oameni de afaceri și au un succes nebănuit. Practic, această calitate și această posibilă evoluție poate fi la îndemâna oricărui tânăr cu imaginație, cu ambiție și, dacă nu, cu resurse financiare proprii, măcar cu apetență pentru a scrie proiecte pe fonduri europene, pentru că sunt destule finanțări care pun la dispoziție sume de bani pentru idei de afaceri buni. Deci, iarăși, dacă presa consideră oportun, ar trebui să ne ajute să promovăm această inițiativă, dar mai mult decât atât, ideea în sine de a ruga pe tineri să se gândească la trecerea din de la acest nivel de vârstă direct la calitatea de patron de firmă. Este, cum spuneam, la îndemâna fiecăruia dintre ei, sunt absolut convins. Comisia pentru Buget, Comisia pentru Educație, Comisia Juridică avize favorabile, evident. Dacă sunt observații, interpretări, comentarii, supun aprobării atunci proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Punctul 13. Proiect de hotărâre numărul 84. Aprobarea metodologiei de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practicii cu un copil având domiciliu în alt județ. În mandatul meu anterior era extrem de greu să înfiez un copil. Era o legislație groaznică, trebuia să cere acordul tuturor rudelor până la gradul 4
Și nu mi-aduc aminte să fi finalizat cineva vreo procedură cu știința mea. Legislația s-a mai relaxat, mi se pare în continuare greoaie. Acest proiect de hotărâre se referă la situația în care o familie care dorește să adopte verifică registrul copiilor disponibili și constată sau încearcă să găsească o compatibilitate cu un copil care este se află în sistem de protecție socială în alt județ. Și atunci statul s-a gândit să oferă o sumă, am citit proiect de hotărâre, cred că 200 de lei pe zi, nu e mult, dar poate contează, pentru ca familia respectivă să meargă până acolo și să-și asigure măcar o parte din cheltuielile de transport și cazare. Comisia pentru buget, Comisia pentru sănătate, Comisia juridică avize favorabil. Discuții, vă rog. Spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind numărul 85. Da? Da. Modificarea articolului 1 din hotărârea 136 privind validarea componenței nominale a autorității teritoriale de ordine publică a județului Giurgiu. Este vorba de schimbarea unui reprezentant de la o instituție specială. Comisia juridică a avis favorabil. Discuții, vă rog. Spun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Punctul 15. Proiect de hotărâre numărul 86. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Ia Basarabescu. Comisia pentru Educație, Comisia Juridică, avize favorabile. Se desemnează doamna Ana Maria Dude din cadrul Serviciului Resurse Umane. Cred că nu este retribuită. Nu. Doamnă, ca și la muzeu și la dumneavoastră, cultura este voluntară. Este cea mai corectă abordare, cea mai sinceră, cea mai curată. Da. Comisia pentru Educație, Comisia Juridică, avize favorabile. Intervenții, vă rog. Spun aprobării proiectul, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 16, ultimul din prima listă. Acordarea unui sprijin financiar Alianței pentru Unitatea Romilor. Comisia pentru Buget, aviz favorabil. Discuții, vă rog. Nu sunt? Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la ordinea zi suplimentară. Proiect de hotărâre numărul 89, modificarea anexei la hotărârea 210, încheierea unui parteneriat între județul Giurgiu și județul Cărăraș pentru realizarea proiectului modernizare DG412 Vărăș-DN4. Consider în continuare că n-a fost greșită propunerea mea de a trece pe lista proiectelor finanțate din Programul Național Angel Salini acest traseu, dar nu mă așteptam că va dura atât de mult până să ajungem la semnarea contractului de finanțare și la lucrări propriu-zise. Drumul care face legătura între Comuna Vărăș, dar întreaga zonă densă din estul județului Giurgiu și DN4 traversează și județul Giurgiu și județul Călăraș. Am convenit cu domnul președinte Iliuță și cu instituțional, noi cu consulețean Călăraș, să preluăm în administrare și tronsonul situat pe teritoriul administrativ al județului Călăraș. La studiul topo realizat am constatat că drumul are o lățime mult sub ceea ce impune ordonanța 43 privind regimul drumurilor. Ca atare s-a impus o expropriere. Am convenit ca exproprierea să se realizeze cu efort financiar din partea noastră pentru plata serviciilor juridice necesare, iar Consiliul Județean Călăraș va plăti exproprierea actualor proprietari care vor pierde suprafețe de teren până la lărgirea drumului la, cred că, 14 metri, cât spune în ordonanța 43. Extrem de laborioase procedurile, de greoaie, cu foarte multe discuții constructive, cele mai multe dintre ele. Suntem contra cronometru cu aprobarea acestui proiect și cu semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării până undeva în iunie anul acesta. Sper din tot sufletul să ne încadrăm. Este nevoie de această investiție, mai ales după modernizarea centurii București și apariția inelului 0,
Este o rută de ieșire din județ pentru foarte mulți cetățeni din Vărăști, Valea Dragului, Colibaș, Gostinari și toate celelalte comune din zona respectivă. Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții, scuzați-mă, și Comisia juridică avize favorabile. Dacă sunt lor de cuvânt din partea noastră, spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Țineri? Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre numărul 90. Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumul județean 10503. Giurgiu Ghizdaru, Gara Stănești, Gara Chiriacu, Toporul, limită județ Telorman, Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții avize favorabile. Este vorba de cea mai importantă investiție din acest mandat până la acest moment. Așteptăm deschiderea, finalizarea procedurilor pentru varianta ocolitoare a municipiului Giurgiu. Este vorba aici, revenind la o actualizare, cum au mai fost și cum se tot impune datorită creșterilor de prețuri și condițiilor în schimbare pe ordonanțele și actele normative pe care le elaborează guvernul pe această temă. Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții, am spus, avize favorabile. Dacă din partea dumneavoastră sunt întrebări, dacă sunt necesare explicații suplimentare, spun aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Ține? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre numărul 91. Aprobarea constituirii echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. Comisia pentru Sănătate, Comisia Juridică avize favorabile. Este o comisie propusă de colegii de la Direcția Generală de Asistență Socială cu specialiști din instituție, dar și din alte instituții cooptate. Inspectoratul de Jandarmi, Direcția de Sănătate Publică, reprezentant al Episcopiei și deloc de neglijat Inspectoratul de Poliție Giurgiu. Discuții, vă rog. Spune aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Ține? Mulțumesc. Punctul 4, proiect de hotărâre numărul 92. Achiziționarea unui număr de 2200 de ghiozdane dotate cu rechizite și cărți care urmează să fie oferite copiilor care provin din familii dezorganizate cu ocazia zilei de 1 iunie. Comisia pentru buget, Comisia pentru educație avize favorabile. Avem mari probleme noi, Consiliul Județean, în acest mandat cel puțin, cu aplicarea legii achizițiilor publice cu toate prevederile multe, greoaie și interpretabile. Sperăm să ne încadrăm, dar așteptăm solicitări din partea tuturor instituțiilor care, în general, mă refer în primul la școli, dar nu numai, care vor dori să primească câte un număr de ghiozdane. Am inițiat procedura cu ceva timp în urmă și nu cred că vom avea probleme cu achiziționarea până la termenul stabilit. Discuții, vă rog. Spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre numărul 93 privind revocarea unei hotărâri 159 pe care am aprobat-o într-o ședință anterioară, asociere cu Comuna Bucșani în scopul realizării unor lucrări pe un drum comunal 191. Este un război, cu ghilimele, fără ghilimele, interminabil în Comuna Bucșani între echipe de campanie, acum că tot e an electoral, dar echipe care nu și-au încheiat activitatea nici după alegerile anterioare. Colegii de la juridică au constatat niște neconcordanțe între hotărârea aprobată de Consiliul Județean și cea aprobată de Consiliul Local Bucșani, ca întotdeauna cea mai bună modalitate de a reintra în legalitate este ca fiecare dintre instituțiile menționate să își revoce hotărârile anterioare și eventual să vedem cum încadrăm situația existentă într-un alt cadru legal care să ne fie accesibil. Comisia juridică a avis favorabil. Discuții, vă rog. Spun aprobării proiectul, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 6, proiect de hotărâre numărul 94, mandatarea reprezentantului județului Giurgiu în adunarea generală acționară la APA Service, să aprobe proiect de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Aveți ordinea de zi atașată la proiectul de hotărâre. Comisia juridică a avis favorabil. Discuții, vă rog. Spune aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 7, ultimul din listă,
aprobarea asocierii între județul Giurgiu prin Consiliul Județean, Direcția Județeană de Transport prin Consiliul și Comuna Topolu prin Consiliul Local al Comunei Topolu, în scopul realizării unor lucrări de reparații curente pe DC93. Comisia pentru Buget, Comisia pentru Investiții, Comisia Juridică, avize favorabile cu voturi pentru și împotriva. Da. Dacă sunt comentarii, intervenții, spune aprobării proiectul, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri. Mulțumesc. La diverse aveți atașat la documentație, da, două rapoarte anuale asupra activității eficienței serviciului poliționesc pe anul 2023 și Comisia pentru Protecția Copilului pe anul anterior. Sunt comentarii? Dacă sunt alte subiecte pentru capitolul diverse, mulțumesc pentru participare, mulțumesc încă o dată domnului Păunescu, îl mai așteptăm la ședințele Consiliului Județean, de câte ori dorește, locuri libere se vor găsi.